Din episodul anterior, toate casele vor fi jefuite. Vă rog să vă ascundeți în case timp de 2 luni. Nu o să mai aveți voie să vă faceți provizii, deoarece o să fie un hoț foarte, 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 foarte periculos care o să vină în Brookhaven. Fiți ascuns, închideți-vă ușile, geamurile și, cel mai important, nu ieșiți pe afară prea des. Vino pe strada Brookhaven-ului 482, strada Băncii. În spate vei găsi o cameră secretă, acolo este Rahela. Ai curaj sau nu? În acest episod voi afla, vom vedea dacă Fabian are curaj să meargă să o salveze pe Rahela. Aceasta este partea 3 și mai este încă o parte. Partea 4 apare tot astăzi, probabil pe la ora 4 sau 5. Așa că să înceapă acest clip minunat doar pentru voi. Ok, deci strada Brookhaven-ului 408, strada Băncii. Ok, strada Băncii e mai pe partea cealaltă. De-aia voi lua o bicicletă sau nu știu, nu, voi merge pe jos. Și trebuie neapărat să o găsesc pe Rahela, dar nu știu ce să fac, adică, nu știu, mi-e frică, adică, dacă e un hoț atât de periculos, dacă Rahela nu mai trăiește, adică trebuie să o salvez. Dar în același timp, dacă nu echipez, nu o să pot să o salvez. Am o idee, trebuie să mă duc să iau arme, să iau de toate, ca să pot să fac acele lucruri. Și ca să fac acele lucruri, am nevoie de lucruri, arme, tot felul de chestii, să am care la mine apă, foarfecă, să mai am și, nu știu, să am de toate la mine în caz că trebuie. În primul rând, o să-mi iau niște haine mai bune. Oh, uite, hainele astea, da. Bună ziua, vreau și eu aceste haine. De 500 de lei. Bine, luați aici. Mulțumesc. Ok? Acum trebuie să mă duc acasă, să le probez și după aia să vedem ce se va întâmpla. Oare o voi salva pe Rahela? Sper să o salvez pe Rahela. Dar nu știu câți bani mi-au mai rămas în card ca să pot să mai iau și arme și de toate. Așa că mă duc acasă. De fapt, înainte să mă duc acasă, știu că în 4 minute se închide magazinul de arme. Deci, dacă se închide în 4 minute magazinul de arme, trebuie neapărat să mă duc să iau niște arme, deoarece se va închide în 4 minute și n-am timp să mă duc acasă, așa că mă duc. Ok, am ajuns, acum hai să mă duc să văd. E deschis? Da, e deschis, sunt la baie. Luați-vă ce armă vreți și lăsați banii acolo. Ok, trebuie liceni. Stai un pic să o caut. Gata, am găsit-o. Da, acum pot să-mi cumpăr ce armă vreau eu. Un minigun, un shotgun. Cred că o să-mi iau această armă. O armă militară care e înforțată cu discount. Și ia să vedem. O, dar trage perfect. Ia să vedem. Trage perfect. Nu se lasă urme. E Mara se lasă un pic de urme dacă este aproape. Dar e perfect. Olu, ce se întâmplă acolo? În nimic, o să vă las aici licența. Ok, pe licența am banii. Gata, mă duc să mă antrenez. Ok, mă duc să mă antrenez cu arma și să văd ce urmează să fac, pentru că am acel costum, de-abia aștept să-l probez acasă, să văd ce se întâmplă. Poate n-ar trebui să merg totuși cu arma în mână, deoarece dacă mă vede poliția, o să fiu ceva gen arestat și nu vreau acest lucru, așa că hai de acasă. În timp ce Fabian merge acasă, a primit un apel. Alo? Da? Da? Da. Cine ești? Hoțu? Cât? 10.000 de Robux, ca să o vezi, niciodată, o să o salvez eu singur. Rahela, dacă mă auzi, vin! Fabian a închis nervos telefonul, deoarece cineva îi cerea o sumă imensă de bani ca să o salveze pe Rahela. Și Fabian vrea să dea cei bani, numai că n-avea de unde să-i dea. Plus că era o grămadă și n-avea încredere nici în hoț. Așa că îți continua planul.
Ok, mi-am luat și bicicleta sau ceva gen. Pentru că trebuie neapărat să o găsesc pe Rahela și eu să mă duc acasă. Sper să fie totul bine. Deci trebuie să o găsesc pe Rahela, pentru că dacă nu o găsesc pe Rahela, o să fie vai amar de mine. Nu o să mai am cu cine să mă joc Roblox. Da, nu o să mai am cu cine să mă joc Roblox, efectiv. Deci trebuie să o găsesc pe Rahela. Ok, cred că am ajuns acasă. Aici este strada Brookhaven-ului Black Hawk Community. Să mă duc acum și trebuie neapărat să... Da, chiar trebuie, efectiv. Trebuie. Deci o să mă duc la baie să probez și să văd cum arată costumul ca să mă infiltrez. Ok, cred că sunt gata, ia să văd. Wow, e chiar perfect! Deci, e perfect, nu o să mă recunoască nimeni. Ar trebui să mai pun o mască, dar cu părul ăsta nu cred că mi-ajunge. Dar, e, asta e că îi trebuie mască. Da, un bine, vin și la focul și gata! O salvăm pe Rahela. Ok, o să parc așa, am o idee, o să iau niște bani cu mine. Și acum că am acești bani, o să mă duc la port și o să-i zic că i-am lăsat acești bani, sunt un pic din bani, și o să-i zic că i-am lăsat niște bani pe strada Brookhaven-ului la poliție, în prima celulă. Și el nu știe că atunci când va intra în prima celulă, va muri. Sau va rămâne acolo, nu știu. Efectiv, va rămâne acolo, deoarece am vorbit cu poliția cu acest plan și a zis că e ok, a zis că mă las să folosesc arma. Acum mă duc către strada Brookhaven-ului, strada Băncii, strada 481 și uite că fix aici e și a zis acolo cică în spate, cică nu? Stai că am pus sunt un plic, da, în spate cică. Ok, hai să vedem, cică la un perete sau ceva, dar nu văd nimic efectiv. Ce mă? Mă ce? Cine a fost atât de ingenios încât să facă o tehnologie care să se deschidă peretele, zidul? Ok, asta chiar foarte dubios. Dar oare să mă duc? Să mă duc? Hai că mă duc. Hai ia. Mâinile sus! Mâinile sus! Dați-mi pe Rahela! Rahela nu e aici. Chiar foarte, foarte ciudat. Stai un pic să mă uit pe camere. Nu știu, nu văd nimic. Ia, stai un pic să mă uit pe camere. Dar nu văd nimic efectiv. Chiar nu văd nimic. Deci, chiar nu văd efectiv nimic. Nu știu. Chiar nu văd nimic. Ce e aici? O altă foaie. Știam că vei veni aici și că vei fi foarte înarmașă și așa că am dus-o pe Rahela în cel mai loc sigur și dacă nu o salvezi în timp de 3 ore, nu vei mai vedea. Probabil vei mai vedea numai oasele și așa. Grăbește-te, vrea ajutor. Că de nu o să mai vezi. Singurul sunet al ei pe care o să-l mai auzi, deci o să se audă în tot Brookhaven-ul, o să mai rămână sunetul de un cipăt de fată, așa că grăbește-te. Dacă nu, îți vei pierde verișoara și va fi numai vina ta. Nu se poate, nu se poate, nu se poate, nu! Rahela nu poate să moară, nu! Mai am circuit de 3 ore, deci trebuie în 3 ore să fac un plan foarte bine vinciat și trebuie să o găsesc pe Rahela, dar unde ar putea fi oare? Muhohohohoho! Niciodată nu te va găsi, nu știe el de această bază. Fabian, te rog, ajută-mă! Te rog, nu mai am mult timp la dispoziție, te rog, Fabian, ajută-mă! Cam așa se termină partea a treia din căutarea lui Rahela. Oare va reuși Fabian să găsească baza hoțului ascuns a agenției și să o salveze pe Rahela sau Rahela va cipa și efectiv va muri? Ei bine, trebuie să stați până la următor episod ca să aflați. La ora 5 sau la ora 4 va apărea partea a doua. Pa, pa!